așa să vă spun o legendă, că tot ați ajuns până și ce atunci vedeți bun, dar asta a fost totul de să voi. Înainte de anii 60, a venit Iasim Corpov, au avut un dos de rădusești, mai ales. Sunt în răgurită Slavonă, pentru că tot încolo de apă, dar trebuie să avem un jeep să iei. Ne vă rog, de cât timp așteptați titlurile de proprietate și care e motivația lor? De ce nu vor să vă dea aceste titluri? Părinții mei, mama, s-a judecat pentru fiecare metru pătrat de pădure pe care l-au avut bunicii pe raza comunei Șovarna și știu că are o hotărâre de judecătorească, cred că depășește 5 ani de zile de când a rămas definitivă și irevocabilă și până în prezent nu a primit titlul de proprietate cu tricolor. Neprimind acest titlu, nu poți să o pui în pază și nu poți să ții lemne de foc, efectiv. Și ce se întâmplă? Mai aveți pădurea? Sincer, acum pădurea din ce în ce se rărește, ea se taie, nu știe exact, cum să vă spun eu, amplasamentul, pentru că noi doream să ne facem cadastru și stăm la mâna Comisiei Locale de Fond Funciar. Și dacă o iei pe dealuri sau dacă ești pe drumuri de aici? Din nefericire, odată cu isteria asta de a defrișa pădurile și de a câștiga un ban repede și ușor, au început și în comuna noastră să se defrișeze dealurile și suprafețele de pădure. Însă de aici nu se vede așa bine, numai dacă mergem peste toate văile și o să vedeți efectiv dezastrul la care s-a ajuns. Cât de mare e acest dezastru? Se fură cu căruța, cu spinarea? Mașina? Cu căruța nu poți fura, pentru că am observat că aici oamenii și-au lemne majoritatea de foc. În general sunt firme cu, eu știu, cu factorii de decizie și ele exploatează intensiv. Dacă ați sta, eu știu, într-o seară sau într-o zi, efectiv, la o intersecție de aici sau de la Florești, o să vedeți numărul de mașini care trec încărcate cu lemne, presupun că probabil au și acte în regulă, și din comuna noastră și din comunele învecinate. Din ați sunat vreodată, ați apelat acea aplicație Radarul Pădurii? Eu stau mai rar pe aici și sincer nu am telefon performant, n-am sunat. Păi sunați la 112 și denunțați numărul. Deci eu plecat de la premiza ba că nu se poate, ba că nu se face. Singura soluție este, vedeți, este să-i dea judecată în contencios administrativ. Pentru că, efectiv, suprafața de pădure, dacă vreți să facem un istoric sau să vă dați o idee, că asta e toate comunele. În 1948, oamenii munceau pământurile astea. De exemplu, punea porumb, punea fasole, arau cu boii și cu vacile. Când s-a confiscat pământul, acum 4 ani. Da.
Da. La îndemână nu am, că eu sunt... Și de 4 ani nu v-am mai dat niciun titlu. În 2014 am mers la primărie ca să-mi dea titlul de proprietate. La care mi s-a răspuns că nu să mai dau titluri de proprietate. Și a zis să merg în instanța judecătorească. Am mers la instanță, m-am judecat din 2014 până în 2016. La care niciun fel de dreptate. Însă, fostul pădurar, Giura Ion, tot în același timp l-au validat și pe dumnealui, dar lui, dumnealui i-au dat titlul de proprietate în termen de 5 luni de zile. Adică pe 30.05.2007 a avut procesul verbal de punere în posesie, iar pe 29.10.2007 i s-a emis titlul de proprietate. Cum asemenea om poate să-i emiți și nouă celorlalți de ce nu? Și sunteți mulți, doamnă, în situația asta? Sunt mai mulți, dar eu nu-i cunosc pe toți. Sunt mai mulți. Dar sunt mulți oameni din comun. Sunt. Acest pădurar, Giura Ion, a luat o proprietate care nu e a lui în sat aici la noi, de 4 hectare de pădure. Și tot cele 4 de hectare de pădure i s-a mai dat și unui cetățean, Petcu, pe aceeași suprafață. Au avut oamenii ăștia vreodată pădure aici? Giura Ion, nu. Nu, niciodată. Au luat pădurile foștilor boieri, care nu au mai venit nimeni să le mai revendice. Și oamenii din stat au vreun titlu de proprietate? Mai sunt titluri de proprietate, dar sunt titluri de proprietate la legea 18. La legea 247, pe 2005, nu. Cum vă numiți? Sevici Polina. Mulțumesc. Proprietatea lui Giura Ion. Nu. Procesul verbal de punere în posesie. O taie? Ce se dă? Pădurea? Nouă nu ni se dă acte și ei taie, că să împing cât mai repede, mai înspre noi, unde suntem deja puși în posesie cu topograf, și taie din ea. Că ei vin și pun roșu pe aceste terenuri. Deci pădurea o taie Romsilva? Da. Pădurea dumneavoastră? A mea, celorlalți oameni care mai sunt. Sunt oameni cu hotărâri judecătorești din 2007, și nu au fost puși în posesie. Dar nu se exprimă nimeni. Mulțumesc. Am vreo 40-50 de cuzi. Am destulă pădure. Hotărâri pe aproape 6 hectare de pădure, de la bunicii și străbunicii mei, pe care am dus toate hotărârile la primărie, nimic, și eu am cumpărat lemne, ca și soțul meu are handicap, și eu am cumpărat lemne cu bancă, nu pot să-l țin. Cât ați căldură. Dat am dat 18 milioane, vă spun cu lacrimi în ochi. Și pădurea dumneavoastră cine o taie? Cine vrea, că aici la Șovarda ca la nimeni, vă spun eu așa, din că sunt o femeie aproape de 70 de ani. Înainte era o regulă cu pădurea, acum nu mai este nicio regulă. Care cum poate ăla ia, ăla vânde, ăla se îmbogățește. Da, o taie cineva asta? Da! Nu mai, doamnă, pe unde a fost pădurile, păduri aproape sunt rase. Aproape sunt rase. Și după ce era, dau foc. Deci dar proprietarii nu au primit pădurea? Nu au primit. În totalitate sunt oameni la noi în comună care nu au titlu nici pe pământ, nici pe pădure. Mai special cazul meu, care este, cred că, unic în comuna Șovarna. De câți ani așteptați titlul de proprietate? Ca să vă spun așa, de după Revoluție. Cu hotărâri judecătorești pe care eu voi merge la parchet. Și mă duc și la DNA. Mi s-a vândut proprietatea mamei mele, care n-a avut fraț, n-a avut pe nimeni. La alții a pus cu actul în posesie, iar pe mine nici cu hotărâre definitivă, irevocabilă, pe vechiul amplasament. Adică primarul, înțeles, cu șeful de post, vrea să modifice și a dat falcan judecătoarea.
irevocabilă privire ca amplasament. Câtă pădure aveți? 75 de ani normal, 18 am primit de zestre. Cât timp nu vă dau pădurea asta? Din 12 a 2011. V-au dat vreun titlu de proprietate până nu! Acum? Nu! Pergam, domnule primar, există destul de mulți oameni care spun că nu și-au primit titlurile de proprietate. Care este motivul? Deci, titlurile de proprietate, cele mai multe nu sunt primite la legea 18, la legea 1 și legea 247, tot ce am pus în posesie, mandatul meu de primar, au fost eliberate titlurile de proprietate. Dar de ce nu le-ați dat oamenilor titlurile până acum? Oamenii dețin titlurile de proprietate. Mai sunt 40 de locuitori care nu au titlul de proprietate și au procese verbale de punere în posesie. Eliberarea titlurilor pe pădure la legea 18 este o problemă, deoarece prin ordonanță de guvern s-a modificat aplicarea legii fondului funciar, care a dus la îngreunarea eliberării titlurilor de proprietate. Adică. În sensul că comuna trebuie să dețină planuri cadastrale pe întreaga comună, ceea ce este imposibil contractând o societate, ar fi bugetul comunei Șovana pe 40 de ani să-l cheltuim, ceea ce nu se poate. Atunci, singura modalitate care eu o văd bună, ca guvernul să ia o ordonanță de guvern prin care să se elimine noțiunea planuri cadastrale și să rămână planurile întomite de cadastriștii care am avut la legea 18 și pe baza schițiilor întomite să se poată da, ca și până acum, titlul de proprietate, nu să se îngreuneze situația la oameni, să se ajute situația locuitorilor.